Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în balanță, cu o mică întârziere, dar știți că se mai poartă la mine, mai ales că mă apuc de alte proiecte. Așa sunt. Concentrez la maxim pe acelea. Dragii mei, balanțelor, nu știu ce mi-a venit, m-am gândit la o rudă de-a mea în zodia balanței, care a suferit foarte mult în două relații. Una bazată pe nevoi materiale, a doua pe atracție fizică foarte puternică, dar se pare că niciuna pe dragoste. Nu spun cine această rudă, persoană foarte apropiată. Era să aleg, nu știam ce să aleg. Lumânare cu aromă de nucă de cocos sau cu fructe de pădure. Îmi place la maxim, nu știu cât se vede. Este magenta, dark magenta, una din culorile mele super, super preferate. Și am ales aceasta. Miroase a fructe de pădure. Dark magenta. Pentru zodia balanței. Deci, în timp ce am amestecat setul de cărți pentru situația generală, a sărit, domne, păi, da, cât a sărit. Și pe orizontal s-a pus așa de-a câșirea. 8 de monede. Muncă. Muncă și iar muncă, dar se pune contra. Păi, poate că munciți prea mult. Poate că n-ați muncit suficient în ceva, într-o anumită direcție și trebuie să munciți, vedeți. Dar vă mai arăt și alte mesaje. 8 de monede. O situație la locul de muncă. Chestiuni care țin de muncă, dar e pe varianta blocaj. La capătul setului de cărți, 7 de cupe. Confuzii. Nu știți ce să alegeți. 6 de foc. Și moarte și renaștere. Am zis că sunteți, ia uite, și 7 de aer. Începeți să vă treziți, o să vedeți și celelalte cărți, vă treziți la realitate, vă dați seama că v-ați mințit. Într-un concept, într-o teorie, în felul în care ați privit viața, în felul în care ați privit cunoașterea sau în anumite relații, că e casa 7-a a balanței care vorbește despre relații. Și nu vorbesc doar despre relații de amor, ci și profesionale, familiare, da? Contracte, chestiuni, domne, chestiuni dificile. Dar acolo v-ați mințit. Vedeți? N-are. Ok. Aveți impresia că ați văzut, dar n-ați văzut adevărul. Acum e fain că v-ați trezit. Unii sunteți pe cale să vă treziți. Da, moartea minciunii, autosabotajelor. Pentru că adesea, repet, ne mințim noi singuri, având impresia că e așa, că e așa. Și de ce ne mințim? Pentru că ni se spune într-un anume fel. Am fost învățați într-un anume fel. Poate. Interesant cum vine un mesaj în plus, poate unii dintre voi chiar trebuie să deschideți o lecuță Biblia și să mai lucrați la capitolul spiritualitate. Unii, nu toată lumea, cei care știu că nu s-au orientat către această zonă și s-au păcălit într-o falsă cunoaștere luciferică. Moarte și renaștere, moartea minciunii. Da, renaștere, în adevăr, dar nu știți ce direcție încă. Interesant, interesant că apare 2 de spade, care reprezintă în general zodia balanței, Mercur sau Marte, în mod special în balanță, 2 de spade, nu știi ce să aleagă. Stă, cântărește, ori alb, ori negru, ori alb, ori negru, da? Mai, integrați, integrați, fiți la mijloc, aveți nevoie de cineva care să vă ghideze, pentru că voi nu puteți, duceți-vă la cineva care nu doar că vă ghidează, dar vă ghidează din suflet. Vă învață să vă ascultați sufletul. Asul de cupe e aici. Da? Iar mare grijă. La cine vă duceți? Să nu fie și fals profet. Iar vine mesajul și ăsta. Să nu fie și fals profet. În ce sens? Să... Da. În sensul pe care l-am spus. Mare grijă. Dar aici este totuși secretul în alegeri. Ascultați-vă intuiția. Că cineva vă vorbește din dragoste, că cineva vă vorbește din ego, iar sunt două categorii de oameni, de mediatori și de sfătuitori. Ascultați-vă intuiția. Dacă sufletul vostru se simte bine în preajma cuiva, înseamnă că acolo este ceva. 7 de cupe. Sunt confuzii. Aveți opțiuni, într-adevăr, în această renaștere, în acest nou pe care a trebuit să-l manifestați, aveți opțiuni. Dar opțiunile, cu cât sunt mai multe, cu atât creează confuzii.
Hai să mai vedem ce alte mesaje. În timp ce am amestecat aceste cărți, a venit 8 de spade și ia ca așa la capătul setului de cărți, diavolul și puterea. Vă luptați cu cineva. Vă luptați, poate, și la locul de muncă sunt niște problemuțe, contracte la locul de muncă, toxice, poate nu primiți banii pe care îi meritați, posibil și asta. Nu sunteți apreciați, nu primiți autoritate, dar nu-i doar asta. Nu, e mai mult. Aveți de-a face, într-adevăr, cu o energie extrem de toxică, diavol, adictivă. Aici, probabil, oricineva vă manipulează mental, ori vă simțiți încarcerați în acest program, în această relație și nu găsiți soluții, dar, repet, deschideți și vă o leacă Biblia, mai ascultați, mai căutați și pe internet. Pentru unii dintre voi o fi pentru mesaj. Ia uite, 10 de spade, aici am deschis. Mai, încheiați acest capitol și ce apare nebunul. Trebuie să o luați de la zero. Știți și voi, da? Moarte, renaștere, zero, renaștere, judecată. Aici ce-a mai apărut? Opa, da, frumusețea asta de mesaj, super, super mesaj. Vă treziți, domnilor, la realitate și doamnelor și domnișoarelor, da? Turnul, separarea de cineva. Vine ca un trăsnet, dar trăsnetul sau cuvântarea cuiva vine ca un trăsnet și vă aduce la o altă realitate. Iar 2 de monede, iar un soi de dezechilibru emoțional, nu știți ce să alegeți, albă, neagră, da? Și totuși, aveți în preajmă o opțiune, o nouă relație, un nou job, un nou potențial, însă cineva vă manevrează, vă joacă un pic mental, mare grijă la invidioși. Schimbați energia și reconstruiți-vă cu răbdare, noua direcție, viața, în adevăr. Asul de spade și turnul, evrica. Gata, am înțeles de ce m-am păcălit, am înțeles de ce am suferit, am înțeles unde e confuzia, am înțeles. Ia hai, valea cu toți, îmi refac viața, în adevăr, vreau o relație în adevăr, în dreptate, în echilibru, e echilibru mental, da? În victorii, vreau victorii. Nu să muncesc, da? Pentru X, Y, să construiesc palate, case, mașini, eu știu ce. Pentru X, Y, evrica, gata, hai, valea cu voi. Băi, mai fac și un picuț așa de spectacol, dar înțelegeți voi ideea, nu? Vă treziți la realitate. Și dacă nu e vorba de separarea de cineva care vă trezește la realitate, că turnul înseamnă și separare, repet, este trezirea voastră. Ați ajuns la un grad de saturație în care nu mai suportați nici minciuni, nici confuzii, nici du-te vino, nici alba neagră, ba aia, ba aia altă, nu? Vreți ceva stabil. Hai să vedem stabil. Nu știu cât e vorba de stabilitate, cât de adevăr. Stabilitate în adevăr e asul de spade. Deși am văzut și asul de monede. Hai să vedem. Opișa, balanțelor. Miroase a fructe de pădure, cranberries. Asculta, opa, interesant, cranberries, ascultați zombie. Probabil că ați trăit unii dintre voi ca un zombie și acum vă treziți la realitate. Sau poate că sunteți ca un zombie în absența dragostei. Aici este un mare adevăr. Ce mi-a venit? De la cranberries, fructe de pădure, cranberries, știți cum e mesajul? Extraordinar. Iar aer, 5 de aer. Da, ia uitați. Dați măștile jos. Dar lumina doare, adevărul doare, de aia și plângeți în spatele acestui bandaj. Lumina cuiva, lumina adevărului, a cuiva, nu musa a cuiva, poate să fie și a cuiva care v-a cuvântat într-un anume fel sau care, am văzut asul de spade, comunicare. Vă arată, e un trăsnet, iar trăsnetul pe care l-am văzut la turn, vedeți și voi, da, în spate. Nu e plăcut să aflați adevărul. Nici când vă spune cineva, nici când îl aflați voi, nu e plăcut deloc. Știu cum e, cum doare, când îți dai seama, zic, bă, de fapt, ce am iubit? Ce? Cu tare? Mi s-a părut, m-am păcălit. Dați măștile jos, eventual, și vedeți adevărul. Probabil, știți, e masca aceea a balanțelor, foarte amabile, zâmbărețe, dar care ascund și multă suferință. Dar lăsați masca ca să puteți vedea adevărul. Puf, Crown este o femeie singură și înțeleaptă. Probabil că aici este un drum. Cineva vă atrage, vă atrage atenția asupra unui drum al înțelepciunii. E o cale asumată. Ceva la lună nouă.
Probabil că trebuie să intrați pe această cale, într-o nouă călătorie, sunteți copilași în această călătorie. Înspre adevăr. Oh, și spre abundență, yes. Dar trebuie să alegeți iar, să lăsați lacrimile, patru de cupe, să lăsați lacrimile, dezamăgirile, proiecțiile. V-ați văzut suferința și energia negativă în relațiile pe care le-ați experimentat. Haideți să vedeți acum cum este să vă vedeți și calitățile în relațiile viitoare. Da? Că astea sunt proiecții, suflete pereche, suflete karmice. Hai să mai vedem ce alte mesaje vin. La 8 de monede, probabil că cineva are nevoie tot timpul de bani, iar vedeți, vedeți. Hai să curățăm cărțile încă o dată. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în balanță. Mai aproximativ. În valetul de spade. Vreți să vorbiți? Vreți să comunicați? Sau urmăriți pe cineva? Și. O dată. De două ori. Să știți că nu mi-am stabilit pentru cine vorbesc de trei ori. Bărbați, femei, singuri sau nesinguri. Singuri. Drăguță chestia. Variază, pentru că uneori vorbesc pentru cei cu soare, altori pentru cei cu ascendent. Depinde și unde aveți soarele, de unde aveți luna. Ascultați-vă și luna în cazul în care nu rezonați cu soarele. Ascultați-vă luna, ascendentul, nodul nord sunt mai importante chiar decât soarele. Dacă aveți ca mine soarele într-o casă spirituală, anumite chestiuni care țin de dragoste, de bani, nu o să rezoneze atât de bine. Dar, hai să vedem. O dată, de două ori, de trei ori, balanțelor. Și balanți. Și balanțe și balanți. Oh, regele de cupe. Regina de monede. Și cavalerul de monede. Un personaj feminin care își cunoaște valoarea. Trecând peste zodii, nu mă fixez pe zodii. Un personaj matur cu regele și regina. Poate să fie ori inclusiv, da? Sau regele de cupe ori vă reprezintă pe voi, având multe emoții și emoții profunde față de cineva care își cunoaște valoarea, care este acționează stabil și în a construi valori. N-aș manifesta valorile proprii. Dar mai vedem și la clarificări. Pentru că mesajul se poate schimba, dar ce vine acum rămâne valabil. Cineva vă arată că există dragoste și spiritualitate în viață. Asul de cupe și crucea care, nu știu de ce, poate să fie un as de spade invers. În ce sens? Meditație. În prezent, faetonul, vreți să faceți o călătorie? Marea preoteasă. Patru de bâte. Ascultați-vă intuiția dacă vreți să faceți o călătorie. Patru de bâte, nu știu cât o fi de casă, dar, în primul rând, e un loc în care vă simțiți bine, cu prietenii sau cu o anumită persoană. Aveți momente frumoase. Pentru mine, patru de bâte și nu doar pentru mine, și alți colegi tarotiști, tarologi. Poate să însemnă și un dating. Vreți să vă întâlniți cu cineva undeva și să aveți momente frumoase. Poate să fie un eveniment, un restaurant, o întâlnire, da, o chestiune care stabilizează emoțiile cuiva, pasiunile, vă descoperiți afinități comune, chestii faine, da, râdeți, dansați, cântați, pui, îi place, mie îmi place. Și faetonul, asta înseamnă că cam ascultați intuiția. Știți că trebuie să mergeți, cum a zis mai devreme, relații toxice versus relații frumoase. Patru de monede, în viitor, valetul de cupe și șapte de cupe. Nu, ce ar mai fi după? Opa, și zice! Ai, măi! Ce mai e aici? Hm.
Da, cred că unii dintre voi, vedeți așa, veți renunța la autosabotajele despre care am vorbit mai devreme și veți dori să manifestați o altă latură a voastră. Aici, justiția, uneori, cică, se zice că ar fi și balanță, deși nu toate balanțele sunt reprezentate de justiție. Dar, dacă vreți să renunțați la autosabotaje, la fuga de dragoste, fuga de fericire și să comunicați cu sufletul în echilibru și deschis către, eu știu, bucurii, bine, eu vă doresc succes. Hai să mai vedem. Oh, frumos, la capătul setului de cărți, asul de monede și șase de cupe. Da, trebuie să alegeți. Trebuie să alegeți. Să vă echilibrați viața și să vă schimbați, da, să mergeți într-o nouă direcție, uite, schimbare de direcție, roata norocului. În ce direcție? De la zero. Wow, de la zero, wow, de la zero la absolut, zero și lumea, ce frumos mesaj! Deci dacă intrați pe calea asta, zero, da, ascultați-vă intuiția, dragii mei, ajungeți la absolut cu lumea, la totalitate, la succes, la spor, la... Dar trebuie să riscați. Aici este. Să riscați să vă aruncați în lume. Să vă aruncați în necunoscut, eventual într-o nouă relație, care posibil să fie la distanță. Și faetonul susține acest mesaj, distanță între voi și cineva și lumea. Dar. Trebuie să alegeți. Și această nouă direcție și acest, așa zis, risc, vă va echilibra viața. Poate că o perioadă va trebui să fiți între, eu știu dacă la distanță, între o locație și alta, știți? Că așa se întâmplă când e distanță. Și lumea și roata norocului și faetonul toate vorbesc despre mișcare, rotițe. Dar la un moment dat, veți alege unde stați, unde vă fixați, cu un suflet pereche. Cu un suflet pereche, șase de cupe. Un suflet cu care rezonați foarte bine din punct de vedere emoțional. Și veți, odată ce vă fixați, puteți să manifestați stabilitatea de care am vorbit când trebuia să vorbesc despre adevăr, dar e și una și alta, da? Aici este adevărul la care ajungeți. Vreți un alt fel de sau alt tip de relații. În viitor, patru de monede. Țineți foarte mult la cineva, probabil, da, țineți foarte mult la cineva care, iar este la distanță, și care posibil v-a creat un soi de confuzii. Dar vă aduce multă fericire. Șapte de cupe și zece de cupe. Visați în continuare la această fericire. Există un soi de comunicare emoțională, de vești bune. Valetul de cupe și valetul de bâte în general aduc vești bune. Vești bune, emoționale în mod special, într-o formă sau alta. Și aceste vești bune, haideți să vedeți cum, da? 7 și cu 8 vă ajută să vă eliberați de cupele goale și să manifestați ce? Cupe pline. Idealul acesta la care toți mai visăm din când în când, unii care vor să viseze, se lasă. Ah, ce frumos! Hai să și clarificăm balanțelor. Dar în prezent sunt niște secrete. Hai să vedem totuși care e chestiunea. Un mesaj în plus, deși nu prea îmi place să-l spun, probabil că sunt și niște secrete acasă. Mare grijă, că văzusem și diavolul. Hai să vedem. Ia, dați-mi voie să iau o goriță de cafea. Ați băut cafea pe ziua de astăzi? Ia. Soarele nu vine să ascende, nu în balanță. Hai să clarificăm. Vreau să mai văd ceva.
dacă sunteți în contract cu cineva, pentru mine justiția înseamnă și contract și căsătorie, aveți grijă că acest Mercur retrograd vă va... Deci acest personaj care vine, pleacă, vă minte, vă spionează, ar putea să vă urmărească ori noua direcție romantică, emoțională, ori să încerce să vină cu niște romantisme, doar din dorința de a, de a vă bloca în acest ciclu, avertizare, da, și de a vă ține în continuare lângă ei. Avertizare pentru cine vrea să asculte. Pentru cine vrea, evident, dragii mei. Cine nu vrea, nu vrea. Hai să clarificăm. Puteți să începeți ceva nou. Puteți să fiți fericiți, dacă vreți să fiți fericiți. Ca, nu cavalerul, regele de cupe în trecut. Balanțelor. Soarele nu vine să ascende. Nu, dumneavoastră. Balanță. Regele de cupe în trecut, te rog frumos. Hai că dați mâștile jos. Puterea. V-ați luptat cu emoțiile voastre sau poate? Poate că ați fost dezamăgiți la un moment dat și v-ați reținut dragostea. Unii dintre voi aveți așa o capacitate, depinde ce lună aveți, unde aveți. Dacă aveți lună în case de apă, case am zis, sau zodii de apă, aveți o lună foarte puternică, puteți să iubiți foarte mult și iubirea asta vă face puternici, dar v-ați și blocat din cauza, ia uite, diavolul, din cauza rațiunii, hiperrațiune, sau rațiunea voastră v-a spus că e mai bine așa, e mai bine tradițional, e mai bine, eu știu cum. Sunt variante negative, adăugați-le voi că eu m-am săturat să le adăug, da? Ce înseamnă diavol? Dar ideea este că... Poate că în trecut, poate, nu, sigur, pentru unii este valabil, nu știu pentru cine. Emoțiile cuiva v-au dat putere. Aici este un cuplu care se susține și care se alină. E o femeie care mângâie un leu. Măi, nu e ușor să mângâie un leu, da? Ce, hai, gata, taci, nu mai plânge, nu mai fi supărat, nu mai... Da. Și glumesc un pic, dar e o dragoste care susține, care vă dă putere. Nu vorbesc acum doar de emoțiile voastre, vorbesc de emoțiile cuiva, de dragostea cuiva, pentru că regele de cupe este un consilier de suflet foarte profund și foarte, poate foarte prea mult spus, este autorizat. Clarificăm regina de monede pentru balanțe. Pentru unii poate v-ați luptat cu cineva și v-ați închis sufletul acolo, în acea luptă. Dar regina de monede, interesant. Doi de monede. Și șase de monede. Pentru unii... Ia, hai mai dăm și cavalerul de monede. Dar e situația aici dezechilibrată. Mai. E o situație dezechilibrată. E o situație în care trebuie să oferiți balanța. Din cauza unor contracte, trebuie să vă oferiți, să zic, finanțele și într-un loc și în altul și nu știți ce să faceți. Da. Mai dăm o carte pe regina de monede. În trecut. Pentru că regina de monede înseamnă foarte multe și vreau să înțeleg exact ce această regina de monede. Regina de monede. Clarifică regina de monede și doi de monede. Sunt multe, mai, te rog. Mai puțin tare. Doi de monede, te rog frumos. Ce acest doi de monede pe regina de... Da. Opt de cupe. E o întâlnire de destin cu cineva. Încă nemanifestată, în faza de 0, 0 și ceva, cum am mai spus eu la o zodie. 0 și 0, cât vreți voi, poate e pi, da, numărul divin. E o relație de predestinată care a venit în viața voastră de dragoste. Și nu doar de dragoste, dragoste și pasiune, dragoste și pasiune care vă dă puternic, vă dă putere și vă echilibrează. Dar apare această precauție, 7 de monede, și e normal. Când știți că ați fost dezamăgiți, e normal să fiți precauți. Poate că și eu au fost dezamăgiți, dar unul e mai
mai precaut decât este acceptabil. Acum, voi știți care sunteți. Doi de monede sugerează că nu știți ce să alegeți. Regina de monede sau, eu știu, trecutul care v-a rănit. Da? Valoarea sau non-valoarea. Și dacă voi nu v-ați decis în această relație puternică, puternică, acest personaj a decis să plece. Poate că voi ați decis să plecați 8 de cupe, să vă descoperiți dragostea și, eu știu, stima față de voi în condițiile în care ați avut de a face alt mesaj, da? Cu o soție sau cu o mamă care e așa, nu știe ce să facă, nu știe ce să aleagă, da? Într-un soi de dezechilibru și financiar și emoțional. E un alt mesaj. Și aveți o dragoste care stă în stand-by. Pentru că nu știți dacă să mai investiți, pentru că ați muncit foarte mult în altă relație și n-ați avut spor. Cavalerul de monede pentru balanțe. Am văzut împărăteasa. Asta înseamnă că cine merge să se reconstruiască, merge spre succes. Cine vrea să se reconstruiască, va merge către succes. Dar hai să vedem. Cavalerul de monede în trecut pentru balanțe. Ia. 4 de cupe. Da. Dacă lucrurile se dezvoltă foarte greu, lasă cruciulița aici, scumpă. Ia. Până așa. Vreau să o am lângă mine. Pentru că n-au cum să se construiască prea repede când cineva nu știe ce să facă. Dacă vedeți că lucrurile se construiesc foarte greu, s-ar putea și voi să refuzați. Sau poate ați refuzat. Să mai stați în preajma unor oameni care sunt tot timpul. Dar ce să fac? Aia sau aia? Aia sau aia? Mai lasă-mă în pace. Mai învață să decizi și singură. Ceva de genul ăsta. E un mesaj în plus. Da? Oameni care vă țin pe loc. Da. Poate că acest personaj ar trebui să învețe să muncească. Ia uite, 3 de spade. Știți că atunci când ajutăm, era un banc. Nu mai știu dacă era banc sau era parabolă. Decât să-i dai cuiva un pește, mai bine îl înveți să pescuiască. Pentru cine o fi, o fi. Acum, alt mesaj. Dacă cineva v-a părăsit, cunoscându-și valoarea, puterea, emoțiile, dragostea, și va părăsi pentru că doi de monede uneori sugerează un personaj care nu poate alege. Și am văzut de la început șasele acela de băte, da? Am vorbit despre transformarea prin care treceți. Și probabil că în continuare unii nu știți ce să alegeți. Trecutul, varianta karmică, toxică, v-ați obișnuit poate prea mult cu măștile și vă e teamă de această lumină, vă e teamă de adevăr, că am vorbit de trezire și de adevăr, doare. Da, doare, neplăcut. Trebuie să vă puneți un pic ochelarii de soare, dar asta nu înseamnă să vă legați la ochi. Dacă n-a știut ce să alegeți, personajul respectiv s-a dus, da, a refuzat să se mai implice, pentru că necesită foarte mult efort. Da, 2 și cu 1, 3 înseamnă construcție, să construiești cu cineva care nu știe niciodată ce să facă. Poate sunteți voi, poate altcineva, sau poate și. Poate sunteți voi în relația veche și sunt alte persoane în relația voastră nouă și una și alta. E un refuz acolo. Da. Cineva a simțit că stă pe loc. Mai nu se poate, fac prea multe sacrificii, vreau să manifest ceva nou, vreau să manifest cuvântare, vreau să manifest creștere, vreau să mă documentez cum să am parte de abundență spirituală și financiară. Vreau să descoper, să învăț noi abilități. Am multe lucruri de învățat mai. Nu pot să stau așa în cap doar pentru că cineva nu știe ce să aleagă, doar pentru că cineva e legat. E legat de karma sa. Cred că vorbesc și pentru fosta relație și pentru viitoarea actuală relație. De ce mă simt obosită? Faetonul. Yeah! Regina de monede. Opa! Opa! Dar apare iar regina de monede. Nu e musa aceeași. Poate să fie aceeași.
da? Să vă doriți să mergeți înspre acest personaj, eventual să manifestați o nouă pasiune, un nou proiect, ceva nou, să munciți în relație. Pentru că știți că acest ideal a fost rănit din cauza indeciziilor, din cauza trecutului. Această fericire a fost afectată de suferința din trecut. De-aia am această stare, băi, mă presează pe mine. Pe de altă parte, că vă întâlniți cu acest personaj care își cunoaște valoarea, că vreți să mergeți înspre ei, iar este și asta posibil. Ideea este că faetonul trebuie să ia o decizie, da? Ca să mergeți înspre acest personaj și voi trebuie să vă găsiți valoarea voastră. Aici vă poate reprezenta regina de monede, puteți să fiți voi, valoarea voastră. Să înțelegeți voi cum, ce valoare aveți în relație, că vorbim de 7 de relații. Valoarea voastră e doar financiară sau este și de altă natură? Pentru că dacă valoarea voastră se limitează doar la financiar, câți bani dați în casă, e nasol, nu? E nasol. Aici trebuie să descoperiți valoarea și din alte puncte de vedere. Iar, da, nu. Da. Vreți să mergeți către stabilitate financiară, să vă creați. Regina de monede creează, e foarte creativă, foarte fertilă. Să vă creați o stabilitate într-o formă sau alta. Dar aici este, cred că învățați să refuzați pe cei care sunt dezechilibrați, pe cei cu care vă luptați prea mult, pentru că cineva vă arată această cale. Marea Preoteasă, clarifică Marea Preoteasă în prezent. Țineți foarte mult în secret la cineva, probabil la acest personaj. Patul de monede. E dreptul vostru. Aici sunteți voi, reginele de spade. Da. Da, această fericire a fost afectată de niște dezamăgiri, de lipsa de comunicare. Poate iar munca, 8 de monede. Poate unul dintre voi, posibil voi, că balanțele muncesc. Munceți foarte mult, știu? V-ați concentrat prea mult pe bani, pe muncă și ați zis, aia că e doar un ideal, nu merge, dar nu e chiar așa. Mă lepreut. A fost tot un dute vină între sufletul pereche și familia din care, eu știu, veniți. Patru de bâte în prezent. Patru de bâte în prezent. E frumoasă cartea, dar hai să vedem la clarificări. Ce ar putea să însemne 9 de bâte? Înseamnă foarte multe. 4 de bâte, 9. Niște blocaje acasă. 3 de bâte invers. Iar 4 de bâte, 3 de bâte invers și magicianul. 3 de bâte înseamnă comunicare. Mercur retrograd eventual. Poate... Da, în această perioadă a lui Mercur retrograd trebuie să vă mai gândiți la felul în care comunicați, la ce urmează să alegeți, că 3 de bâte invers merge spre 2 de bâte, care înseamnă alegeri, planuri de viitor, ca să puteți să mergeți înspre valoarea voastră, ca să puteți să mergeți înspre stabilitate, înspre oamenii care vă susțin, care vă dau putere și dragoste. Da? Nu care vă folosesc pentru bani. Dar aici sunt niște blocaje, blocaje acasă, eventual. Sau dacă vreți să vă întâlniți cu un suflet pereche cu care vă simțiți foarte bine, e un soi de... Sunt probleme de comunicare acolo. V-ați pierdut speranța unul, celălalt, în această manifestare? Mai dăm o carte. Să pun asta la loc.
Mai vreau o carte. Clarificăm, te rog frumos. 4 de monede de Marea Preoteasă. Și 4, aici iar 4 e acasă. În relația karmică aveți niște secrete, mare grijă. Mare grijă. Și în timp ce vorbesc apare casa, 10 de monede, familia, tradițiile, jobul, dar în mod special casa, că e 4. Acolo sunt niște secrete, cineva are niște. Fiți atenți. Ascultați-vă intuiția. Mai dăm o carte pe 4 de monede în prezent pentru balanțe. Iar am vorbit mult. Ia uite, 2 de pâte, de ce vorbeam? Că trebuie să alegeți. Să vă extindeți universul, nu să stați pe loc. Părerea mea. Ia uite, și la capătul setului de cărți, în timp ce vorbesc, da? Și apare turnul și asul de monede. Separarea de cineva, trezirea. E o relație, e o întâlnire karmică. E timpul, afară de întâlnire karmică, care vă dă viața peste cap, dar vă arată o nouă direcție în care trebuie să manifestați, măi, foc, valoare, dragoste, putere, tot ce e mai frumos. Și în plus, vreau să spun că este timpul. Roata norocului înseamnă și timpul. Nu doar să vă mișcați, că faetonul are rotițe, da? Bicicleta, mașina, trotineta au rotițe, da? Și asta înseamnă mișcare. Nu doar că trebuie să vă mișcați, dar este timpul. Este ceasul, da? It's time to wake up la o nouă realitate, la o nouă pasiune. Să înfloriți, să înverziți, să vă bucurați, da? Și aici trebuie să alegeți. Mare grijă că în relația karmică sunt niște secrete, poate chiar și niște nasoale. Mare grijă pentru unii dintre voi. Clarificăm și 4... Nu, măi, ce am? Lăsați-mă să mă concentrez. 9 de băte. 9 de băte pe 4 de băte. Clarificăm. Un blocaj acasă. 9 de băte. Clarificăm, nu, de bine. Poate flacăra voastră geamănă v-a blocat, dacă voi știți flacăra geamănă, că nu toți aveți parte de flacără. Marea Preoteasă. Și regele de bâte. Mai. Rămân. Deci se susține de 2 ori. Marea Preoteasă și 4. Dar aveți... Wow, pentru cine o fi mesajul ăsta? Deci este o altfel de casă. O altfel de relație în care se manifestă multă pasiune, multe emoții. Vă este dur unul de celălalt. Ia uite, regele de cupe, vă simțiți. Simțiți multe emoții față de acest personaj. 9 și cu 10, da? Regele de monede și 9 de cupe. Pentru această relație trebuie să manifestați încredere, pasiune, creativitate și emoții. Da? Ia uitați-vă. Unde era? 9. 9 și cu 1, 10 e aici. 10. Trebuie să lucrați. Cavalerul de monede înseamnă că trebuie să vă implicați. Voi sau ei sau cine nu s-a implicat, trebuie să se implice. Da? Acum, ce mai simt? Aveți de face unii dintre voi. Poate unii dintre voi aveți a face cu o mare preoteasă. Poate unii dintre voi aveți a face cu două preotese. Una dark, alta de lumină, cum am văzut mai devreme. Dați în urmă, la început, 6 de foc. Da? Una era de lumină, alta era de întuneric. Vă spun pentru că așa vin mesajele pentru unii dintre voi. Însă, aici îmi spune că ascultați-vă intuiția. Chiar dacă sunt blocaje în întâlnirea cu sufletul vostru pereche, cu flacăra geamănă, în mod special, interesant că aveți doi care, și aici 2 și 2, da? Care reprezintă, este simbolul flacărei, uite, 2, dacă vedeți 2, de mai multe ori să știți că vă apropiază flacăra voastră geamănă, dar aveți multe de făcut, sunt blocaje. Eventual, secretele de acasă, secretele din relația karmică vă țin pe loc, una la mână, clar, dar mai dăm o carte cu Marea Preoteasă. Regina de spade și Marea Preoteasă.
Trebuie să discutați cu cineva, să clarificați niște lucruri. Regina de spade. Să clarificați niște secrete. Unul vorbește, altul tace. Probabil că voi ascundeți niște blocaje care sunt acasă. Este posibil și asta de cineva cu care totuși rezonați bine. Dar trebuie să vă vindecați, interesant, de un contract. Un contract, o căsătorie care v-a adus multă suferință. Pentru mine, justiția înseamnă semnătură, da? La primărie, ca să înțelegeți, ca să înseamnă contractele. Poate să fie și, eu știu, un loc de muncă. E un contract, e o karmă cu cineva de care trebuie să vă eliberați, să vă vindecați în timp ce vorbesc despre acest set de cărți. Apare vindecarea, să crește spiritual și să comunicați cu drag, cu pasiune, cu încredere. Original. Aici trebuie să ajungă la comunicare. Mai, mai, mai. Dar vedeți voi, comunicarea, în adevăr, nu poate să vină decât dacă este înțelegere, că tot am văzut Asul de spade și turnul, dacă aveți parte de trezire. Băi, mama, vreau o carte pe prezent. Mai dăm o carte în acest context. Regina de spade și Marea Preoteasă. Aveți clar de ales. Veni ceva invers. Da, vreți să vă întoarceți la cineva, șase de spade. Sau nu vă puteți detașa de această situație. Și totuși o pasiune care vă transformă viața. Vă provoacă la nou. Dă și pe regina de monede încă o carte. Băi, de ce așa? Hai, mă, că ia uite că s-a făcut 40 ceva de minute. Regina de monede. Repet, mergeți înspre descoperirea valorilor voastre. Nu doar stabilitate financiară, că am zis că vă blochează. Dați jos măștile și vedeți valorile. Extraordinar. Wow! Iar faetonul și asul de monede. Tot monede, dar este o nouă relație. Probabil cu... dacă... aveți de-a face cu o mamă, cu o soție un pic dezechilibrată, dau mesajul că așa vine, vreți să puneți capăt și să alegeți altceva. Dar aveți de discutat niște lucruri. Aveți de întors, iar e călătorie, întoarcere, de întors înspre cineva care cunoaște niște lucruri și discuția cu acest personaj vă poate să ajuta să înțelegeți de ce aveți blocaj în manifestarea relațiilor benefice. Patru de bâte înseamnă relații benefice, da? Și poate nu v-ați întâlnit cu sufletul pereche sau flacăra geamănă. Dar aici înseamnă o discuție cu cineva care știe de ce aveți blocaje sau vă poate explica psihologic, astrologic, tarologic, cum vreți voi. Da. Vreți să mergeți înspre o nouă direcție. Lăsați, interesant, lăsați o familie în spate. Aici este un adevăr. Regele de monede și regina de monede. Lăsați un adevăr, o familie în spate și mergeți înspre o nouă relație. Aici este. Ha, ciudat. Adică nu ciudat. Vă știți. Patru de monede. Fuga, 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 fuga. Acasă nu... Ah, regina de bâte. Țineți foarte mult la... un personaj care vă atrage atenția, vă creează starea așa de visare, vă îndeamnă, da? Vise erotice eventual. Da, cu regina de bâte și ia uite, voi visați. Poate că vi se pare că așa e o confuzie, dar nu e mișto, e fain. Nu vi se pare că e fain să vă îndrăgostiți? Valetul de cupe. Valetul de cupe înseamnă și niște scuze, dar înseamnă și exprimarea emoțiilor, înseamnă și vești bune. Valetul de cupe, fuga, fuga, fuga pentru balanțe. Ah, și chiar dacă nu este o femeie, regina de bâte înseamnă că trebuie să țineți la energia voastră, energia voastră creativă ca să puteți manifesta abundență. Alt valet.
Și emoții și pasiune. Trebuie să comunicați fain cu cineva. Și, adică nu că trebuie. Va trebui dacă vreți să ieșiți din acea... Ia uite ce dragoste e aici. Uf, ce bucurie. Dacă vreți să ieșiți din sentimentul de abandon. Probabil că v-ați părăsit până să reglați treburile în alte chestiuni. 7 de cupe. În viitor. A, nu, că nu trebuie să vă speriați. Mai fac și așa. Aici este. Regele de spade, 8 de spade. Vă gândiți obsedat la cineva care... Creează așa o stare de euforie. E tăcere eventual? Sau a fost tăcere? E drăguț. Da. Eventual trebuie să alegeți. De ce mă gândesc la regele de spade în acest moment? Ca un moment în care trebuie regele și regina de spade. Trebuie să gândiți cine vă ține pe loc și cine vă arată alte lumi, alte dimensiuni, da? E frumos. Aveți de ales, aveți de cuvântat. Probabil vă simțiți un pic mai... Unora vă este greu să comunicați despre o bucurie, despre o atracție, dar trebuie să faceți efortul ăsta, să ieșiți din programele mentale. Vreți să clarificați confuziile, cum am zis mai devreme, va trebui 10 de cupe, fuga, fuga, fuga. Deja s-a făcut iaca. Da, măi, vreți să fii stabil și plin de pasiune lângă oameni care vă aduc fericire. Asul de cupe, o nouă pasiune, o nouă atracție care vă aduce, super, super. Vă face să vă simțiți super fain, dar și stabil. Tot energie masculină, puteți să fiți voi. Și știți cum e? Eu vă zic din experiență. În preajma unor oameni suntem într-un anumit fel. În preajma altora suntem altfel. Pentru că asta este. Ne oglindim. Repet, varianta negativă sau varianta pozitivă. Ia uite. E un personaj independent care vă atrage atenția, dar ar trebui să oferiți reciprocitate în această poveste. Da, în fine. Pare de bine. Vedeți ce mai apare și în alte etalări. Sunt convinsă că ascultați eu alte etalări și e dreptul vostru. Hai să vedem sfat. Mai vedem și... Mai ascultați și la lună, dacă vă știți luna, ascendentul, Venusul sau nodul nord. Alea sunt, repet, foarte importante, dragii mei. Sfătulețe. Sfătulețe pentru balanțe, fuga, fuga. Mamă, 47 de minute, mai, sunt multe, mai. Practicați gratitudine, descoperiți sau mai bine zis manifestați latura voastră drăguță, frumoasă, amabilă și analizați situația. Aveți multe de făcut. Oho, și mai ales, dragii mei, detoxifiați-vă de ăia toxici din viața voastră. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup, ceau, ceau!